Peste 600 de copii din județ au beneficiat anul trecut de servicii de tip rezidențial. În aceste centre au fost internați copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii de plasament, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază de protecție specială, dar și copiii neînsoțiți de părinți sau alt reprezentant legal care solicită o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale privind statutul și regimul refugiaților. Din statisticile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, rezultă că anul trecut 631 de copii au trecut prin aceste centre de tip rezidențial, din care 500 au beneficiat de plasament în servicii de tip rezidențial publice și 131 de plasament în servicii de tip rezidențial private. În 2014, un număr mai mare de copii și tineri, 648, au trecut prin centrele de tip rezidențial din județ, în timp ce în 2013 aproape 700 de minori au avut nevoie de o internare într-un centru de tip rezidențial. Legea prevede că un copil poate fi protejat într-un serviciu de tip rezidențial temporar și această perioadă trebuie să dureze cât mai puțin, până când, prin eforturile profesioniștilor, ale familiei și ale comunității, se reușește identificarea și punerea în practică a unei soluții permanente, adaptate situației particulare a copilului sau tânărului. Cei mai mulți beneficiari ai centrelor de tip rezidențial provin din mediul rural, 367 de cazuri. Din cei 631 de copii și tineri înregistrați anul trecut, cei mai mulți, 208, aveau vârste cuprinse între 14 și 18 ani, fiind urmați de cei cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. Pe lângă îngrijire și găzduire în aceste centre sociale, copiii beneficiază și de suport emoțional și consiliere psihologică. De asemenea, fiecare copil, pe perioada cât stă în centrul de tip rezidențial, are o persoană de referință cu care stabilește o relație de încredere, confidențialitate și afecțiune. Din ceea ce au declarat reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, această persoană de referință identifică nevoile, problemele copilului și, împreună, cei doi stabilesc cele mai bune soluții de rezolvare.